Salve, Nils, și bine ați venit la magazinul de pe Erlengrad! Ei bine, în clipul de astăzi, adică al doilea de prezentare al acestui DLC, pentru că primul a fost mai devreme cu prezentarea hărții astea mirobolante, acum vom vedea cu ce vehicule și utilaje vine acest DLC. Apropo, v-am pus în descriere linkurile la platformele principale, adică pe Steam, site oficial și bineînțeles de pe neba.com, unde puteți găsi DLC-ul cu 5 euro mai ieftin, mai ales dacă folosiți codul BARBAN. Așa că îl luați la 15, nu la 20, cât este prețul oficial. Ei bine, vine cu foarte multe utilaje și vehicule acest DLC și acum vom intra în magazin, pentru că am aici lista și vreau să le vedem direct din magazin pentru a vedea ce opțiune are fiecare înainte să le cumpărăm. Primul, și pe care probabil l-ați văzut în fiecare imagine, trailer și așa mai departe, îl găsim la More, la prima categorie de fapt, și este acest AEB CC66 la 14.000 de euros, care merge cu 9 km viteză și 9 km viteză de lucru. Ei bine, aici avem câteva opțiuni și putem să avem roți normale sau mai puțin normale, sau și mai puțin normale, care sunt practic niște butoaie cu spike-uri pregătite pentru o zombie apocalipsă. E bine, lățimea de lucru este doar de 2 metri, evident. Era, poate, cine știe, poate vor apărea moduri cu lama din față extinsă și vom avea și noi lățimi de 10 metri. Irealistice, dar distractive. Hai acum să luăm și pe ăsta la o trântă. Ei bine, nu le vom testa pe toate pe îndelete în acest clip, dar le veți vedea în practică când vom începe seria pe harta asta, adică când acest DLC va fi public pe 12 noiembrie. În câteva zile o să începem primul episod de pe această hartă. Așa, ăsta se pare că e clar, poți să mergi pe verticală cu el, deci cu spike-urile alea. Ăsta cu mașina pe aici sigur are emoții că merg pe lângă el. Și cu tasta B putem porni partea din față, adică cea la mahap. Și funcționează fix ca o mașină de tuns, tunde iarba. Ăstea nu le vom tunde pe aici. Hop! Dar ia uite, putem să ne și vedem de aici. A? Tare? Sau ce? Avem animații frumoase. În sfârșit avem niște animații de succes. Și mâinile nu mai tremură pe ghidon. Mâinile merg într-adevăr cum trebuie. Tare? Sau ce? Hai să trecem la următor, pentru că avem foarte multe și nu vreau să pierdem timpul pe aici. Și ăsta este al doilea clip pe care îl fac cu DLC-ul ăsta, să vedeți voi dacă într-adevăr se merită să-l cumpărați sau nu. Fiecare are un anumit stil de a juca farming și vreau să vă arăt fix tot ce vă oferă, ca voi să decideți. Acum, avem câteva tractoare, vom lua niște tractoare micuțele deocamdată, ne ducem aici la Tractors. Eu am foarte multe moduri pe aici, trebuie să-mi fac loc de ele. Așa, și o să-mi fie foarte ușor să le văd pe astea noi, pentru că întotdeauna au jos aici cu galben scris DLC-ul din care fac parte. Așa, la Small Tractor se pare că avem 3 și da, după cum bine știți, unele tractoare cu care vine acest DLC sunt electrice, adică mai precis astea. Dar nu și acest Bucherer la 39.000 de euro, care are următoarea chestie. 100 de cai putere și nu putem mări cai, dar pentru o decapotabilă, ei bine, 100 de cai putere chiar e ceva semnificabil. Și avem 32 de km pe oră viteza de transport, evident, și după aia ni se modifică viteza în funcție de ce atașamente avem noi. Extraordinar de detaliat. Mi se pare că utilajele astea din acest DLC sunt un pic mai detaliate decât cele pe care Giants le-a scos până acum. La UL avem standard și wide. Ok, se vede diferența. Pentru o secundă am zis, what the fuck, unde e diferența? Wide și standard la Trelleborg, iar la Michelin nu avem decât wide tires. Îmi plac Michelin-urile astea, hai să le luăm și să vedem cum stă treaba. Închiriem pentru 2000 de euro, închirierea e destul de ieftinuță. Asta este magazinul și dacă n-ați văzut clipul de mai devreme, aveți un link în descriere și la ăla. De asemenea, o să pun pe aici pe sus și un cărduleț de la micuțel și de asemenea o să apară și la sfârșitul clipului să puteți da click pe el dacă vreți să vedeți harta. Și aici ni se teleportează practic toate utilajele. Avem un spațiu destul de mare la shop. Ăsta e tractor speed, scrie aici la Bucherer. Pe aici cred că intră aerul, ok, da, că avem o turbină aici frumoșela, alea. Bă, arată frumos și-i drept, mai ales pentru seria mea de roleplay, unde eu caut astfel de tractoare mai micuțele, deși ăsta e destul de baboan, ia uite cât e. Bro, ăsta e un pic măricel. Și ne trebuie tractoare un picuț mari pe Erlengrad, pentru că aici avem niște dealuri foarte abrupte.
Bă, se conduce foarte frumos, extraordinar. Și de la volan, da, avem vizibilitate faină. Îmi place că de la volan văd ușor și aripile din dreapta și mă face așa mai barosan. Eu am un FOV de 90 și probabil asta ajută foarte mult. Ești detaliat din cap până în picioare. Hai să-l punem aici și pe ăsta. Următorul îl luăm tot așa la Small Tractors și este ăla electric pe care l-am văzut aici. Avem unul la 49 și unul la 82. Ăsta la 49 se pare că are, ei bine, cum măsurăm acum că ai putere? Ia uite, avem 80 de kW. Bureau-ul ăsta avea 74 de kW. Ăsta aici are 80 de, dar nu are și ăsta 50 de kW. Ăsta are 80 de kWh. Am impresia că asta e echivalentul benzinăriei. Deci ăsta are 90 și ăsta are 80 la baterie aici. Deci o iconiță nouă cu care vine acest DLC. Și are 68 de cai putere, pe când ăsta mai babanu are 110. Hai să le luăm pe ambele. Tot așa nu putem schimba decât roțile. Ăsta mi se pare că arată în mare fel. Adică mi se pare ca o caricatură a unui tractor, având cabina atât de mare și niște rotițe mici, dar foarte groase. Like, uite-te și tu cât de groase sunt roțile astea. Like, what? Și avem Mitas, avem Trelleborgul, Classicus, și avem Michelinul, se pare, standard, și Twin Wheels. Oh, și frontală și pe spate. Wow, ok. Asta e interesantă. Asta e interesantă. Țin un strunt în mine, dar nu vă spun. Ok, Trelleborg, standard și Twin și standard. Ok. Hai să luăm Trelleborgul. Îmi plac mult cum arată chestiile astea pe aici. Antiderapantele. Și la culoare putem schimba slavă cerului pe orice culoare vrem noi. Îmi place mult portocaliu ăsta, deși mă duce cu gândul la Stara. Putem să băgăm și un verzuianu? Se pare că culorile sunt cele ale firmelor din joc. Adică avem Doitzfar, avem Johnny, avem Fendu și avem Fendu Classic aici și avem și Clasu. O, ce frumos arată Clasu. Dar nu mi-aș lua unul verde, mi-aș lua ceva țipător pentru că îl voi duce pe spațiile de iarbă. Așa că trebuie să-l văd de la distanță, să nu se camufleze. Hai să-l închiriem, să-l vedem un picuț de aproape. Așa să mutăm Bureau-ul de aici. Uite, lumini aici. Și pe spate. Ce fain care ăsta lumini pe spate. Îmi place treaba asta. Chiar îmi place. Ok, ăsta mare, arată în mare fel. Fii atent. Nici că o cabină pe roți. Pentru că avem battery pack-ul jos aici. Fii atent. Uite, ăsta este battery pack-ul. Se și văd cele două cabluri care duc de la baterie la motor. Și evident, fiind un motor electric, nu trebuie să ai pompe, nu trebuie să ai, da? Și automat avem un motor foarte mic și de asta capota e atât de îngustă, atât de strâmtă. Se pare că avem și loc de pasager aici. Vezi, mă. Păi eu mă întrebam de ce oare e cabina atât de mare. Hai să luăm și pe ăsta la o tură. Doamne, dacă mă arată din spate. Bă, arată interesant. N-au zis motorul? E electric. Are un mic sunet acolo. O să-l dau foarte tare. Ia să vedem acum. Vezi, se aude un pic așa. Ia. Vezi chestia asta? Am eu impresia că sunetul ăla e un ventilator. Așa am eu impresia că e un ventilator, pentru că motorul în sine nu se aude decât atunci când îl accelerezi un pic. Ia uză-l! Doar mă simt ca într-o Tesla un picuț mai bătrânioară. Ia curbele foarte bine, deși avem dublură de roți și pe față și pe spate. 47 de km pe oră viteza. Ok, și la volan? Da. Avem vizibilitate, deși mă simt un pic cam înalt de la volan, intrând puțin cu capul în plafon. Da. Celebra problemă cu Farming Simulatorul. Foarte mișto că ăsta, de-abia aștept să-l și folosim. Și următorul, evident, tot așa la Small Tractor și ăsta din dreapta, tot de la Rigitrack, 82.000 de euro, deci aproape dublu, nu chiar dublu, dar aproape dublu. Ăsta nu cred că mai e electric. În primul rând, aici în stânga văd că la ăsta micul scrie electric, pe când la ăsta nu scrie. Și pe de altă parte, capota din față eu o văd mult mai mare. Corect, ăsta nu mai este electric. Avem aici și rezervoarele de motorină. Avem aici și intake-ul de aer. Eșapament frumos colea. Mamă, câte lumini! Deci vă spun, sunt foarte, foarte multe detalii prezente în modelele astea. O chestie interesantă pe care o văd aici, roțile atât din față cât și din spate sunt de aceeași dimensiune. Wow! Ok, punem dublură. Se pare că Rigitrack-ul face tractoare altfel decât am mai văzut noi până acum, că de obicei un tractor are roțile pe spate un pic, adică sunt, evident, mult mai mari, că acolo e tracțiune. Și la ăsta, ce tare, la ăsta putem să-i punem front loader. That's bueno.
Hai să luăm, bă, nu o să iau cu dublură, dar uite, putem să luăm cu dublură pe roți sau să luăm o roată groasă pe fiecare parte și încă una subțire atașată sau standard. Hai să luăm groase. Dăm de la Michelin. N-am și eu groase, se pare că nu avem decât standard. Hai să luăm pe astea standard. Bă, roata din spate pare un pic mai mică decât roata din față. Adică n-are cum să fie, dar cel puțin din unghiul ăsta așa pare. Așa, ăsta costă 91.000 de euro cu schimbările pe care le-am făcut și mă costă 4.000 să-l închiriez. Nu o să iau front loader pentru că nu am nevoie acum. Jap, și ăsta are motor. Ăsta e foarte mic, adică cealalt mi se prea un picuț mai mare. Cred că e aceeași cabină, doar că e modificat partea din față și roțile. Ok, mamă, câte atajamente, holy shit! Bro, uite o chestie pe care n-am mai văzut-o până acum. Textură la roată. Deci cauciucul are o textură pe el. Ok, bă, vă spun, astea sunt mult mai detaliate decât am mai văzut noi până acum de la Giants. Mie unul, cel puțin așa mi se par, mult mai detaliate. Hai să vedem luminile, că ăsta cred că are niște lumini interesante. Avem poziții pe spate și avem și pe aici. What the fuck? Și mai băgăm și fază lungă. Ia uite, ne bagă și pe spate. De fapt, aia era practic proiecție pe spate și acum avem și fază lungă. Damn, dude. Avem două radiatoare la motor. Oh, ce tare, se văd radiatoarele în față. Asta are sunet, evident. Și o chestie faină pe care observ și anume, pe lângă care tiranți frontali pentru atât greutate cât și orice altceva, precum un mower, o motocoasă, avem și un cuplaj pentru remorci. Very nice. And very, very nice. Și la fel și pe spate. Oh my fucking god. Acum înțeleg de ce avem... Bro, acum înțeleg de ce avem noi roți mici pe spate, pentru că avem direcție față-spate, dudes. Oh my god. Ok, ăsta e cel mai tare. O să-l folosesc mult pe ăsta. Like, cu ăsta te rotești pe loc. Ăsta e cel mai bun tractor pentru animale. Dacă îl folosești în fermă, ăsta e cel mai bun tractor. Gândește-te ce manevrabilitate ai. Uite-te și tu. Și manevrabilitatea tractorului ăsta e sub orice critică. Uite-te și tu. Sau peste orice critică. Prea mișto. Bă, îmi place mult ăsta. Chiar îmi place foarte, foarte mult. Hai să-l punem și pe ăsta deoparte. A, nu mă așteptam la asta. Nu mă așteptam să aibă direcție față-spate. Ce mă place, ce mă place. Așa, hai să luăm pe următorul. Acum, le avem pe astea două luate. Avem, stai așa, la small tractors mai avem, se pare că ceva. Și avem ceva interesant de data asta, adică acest AEB, tot de la AEB se pare, fix aceiași care făceau și aceea motocoasă pe care o țineai cu mâinile. 92.000 de euro, ok, merge cu 40 de km pe oră și are 109 cai putere. Asta cred că e un utilaj foarte întrebuincios. Cred că are, văd de pe acum că are direcție față-spate. Și avem brandul, hai să lăsăm așa cum vine default-ul, avem Mitas, Trelleborg și Mitas, cred că standard și Lawn Tires. Wow, Lawn, ok, astea sunt de gazon practic. Ok, o să iau Mitas-ul Wide. Mamă cum arată astea, wow, ok, de astea n-am mai văzut până acum. Și avem și duble, interesant asta pentru când vom urca pe dealuri. Dar hai să luăm Wide Tires pentru că îmi plac astea. Închiriem pentru 4.000 și o altă opțiune, bineînțeles, sunt culorile, putem să schimbăm pe ce culoare vrem noi. Dacă vrei să faci ferma de o anumită culoare, e bine, ai posibilitatea asta. Și l-avem aici, tot așa, cabina foarte mare, rotițe cât de cât micuțele, detalii extraordinar de multe. Și cred că ăsta are niște atașamente frontale foarte faine, nu știu ce atașăm la asta, ia stai un pic să văd aici. Da, sigur, la asta se atașează ceva interesant. Nu mi-arată aici cum că ar fi ceva special, dar cu siguranță avem ceva. Pentru că atașamentul ăsta nu e ordinar. Hai să luăm și pe ăsta la o tură. O, să face un pic de zgomot. Foarte micuț. Direcție față-spate. Yep, s-a și văzut de acolo, iau-o. Wow, ăsta cred că ia curbele și mai strânse. Ia. Da, asta e o frumusețe. Asta e o frumusețe de utilaj. Deci vă spun, asta e o frumusețe de utilaj. Paruri, poziții. Ia să vedem în spate, proiector, marș arier, frână și fază lungă. Frumos, frumos. N-are mult cai putere, dar cred că are putere de tragere ca lumea. A, asta îmi place mult. Păi cred că pe ăsta o să le iau primul.
N-am un deal pe lângă mine pe aici, că l-aș fi testat. Îl testăm, bineînțeles, în seria noastră, pe această hartă. Ce tare! Oglinzi, bineînțeles, funcționale toate cele. Iar direcția, extraordinară. Ce observi e că e ușor să-ți revii după ce ai luat direcția. Și vezi roțile din față, așa că poți să dai seama cum le-ai orientate. Băi, ăsta e frumos. Uite, animații frumos la pedalul, la schimbător. Schimbător, mă rog. De fapt, cred că ăsta ar trebui să fie schimbătorul, da, arată joystick-ul ăla. Îi dai comanda dacă în față, dacă în spate. Următorul tractor, ia să-l vedem aici, este la tot așa, small tractors, se pare, că mai avem aici, deci avem 4 tractoare. Acest Linder, și mai avem unul de la Rigitrack. Da, e boșilor, că mai avem 2 tractoare aici. Următorul este acest Linder, 136 de cai putere, probabil de aici numele de 130, ăsta e un picuț mai mare, mai barosan și merge și cu front loader, costă 105.000 de euro fără să faci nicio schimbare, bineînțeles poți să schimbi culorile, atât la jante, cât și lui, dar el nu prea are atât de multe, portocaliu nu, hai să luăm pe roșu să vedem cum a fost el creat să arate și bineînțeles white la roți. Avem trelleborg standard, avem wide, avem standard, ok, și la Michelin avem decât wide, o să aleg trelleborgul pe wide, parcă îmi place mai mult cum arată, și front loader o să las fără, deși uite, foarte mișto că putem avea posibilitatea asta. Nice, 107.000 de euro, l-am închiriat pentru 5.400. Și de aproape, bă, nu e chiar de mare, mă așteptam să fie un pic mai măricel ăsta. Ok, eu mai am tractoare Linder, sunt obișnuit cu designul lor, ăsta nu e atât de mare, e într-adevăr mai măricel decât celelalte, dar nu e foarte peste. Tot așa, extraordinar de detaliat, dacă avem noi și trusa acolo, ia uite. Trusa portocalie, cred că acolo sunt triunghiurile, nu? Avem radiatorul, dacă putem vedea și asta de pe aici. Ce vorbim, boșilor, ce vorbim? Aici nu avem alte opțiuni, pentru că de obicei utilajele, de fapt vehiculele, tractoare de la James nu au, dar observ LED-urile astea aici, în permanență aprinse, astea sunt luminile de drum. Ce tare! Avem faruri, avem poziții, da, ia uite cum e poziția făcută printr-o... Păi ce-a făcut băbiță? Avem o bară de LED-uri sus. Ce tare mi se pare treaba asta. Bineînțeles, semnalizatoare, proiectoare pe spate, uite acum le-am aprins, și avem pe față, bang, fază lungă. 2, 4, 6, 6 și cu încă 6 avem, avem 12 bleguri pe față. Broce, plus astea două de zicolea. Ok, avem lumini să dăm și la alții. Din interior? Din interior e foarte mișto. Ok. Din interior putem vedea cam tot. E fain că dacă ai un FOV de 90, poți să vezi din interiorul tractorului ăsta și în laterale. Așa că ești fain. E dotat ăsta de tehnologie, se pare. Multe butonașe pe aici. Avem un afișaj electronic, din câte văd eu. Deși tractorul nu e electronic. Da, mă, sunt foarte impresionat de detaliile pe care le-a pus Giants în tractoarele astea. Într-adevăr, acest DLC conține cele mai detaliate tractoare de până acum. Următorul, ia să vedem că l-am bungit mai devreme aici, tot de la Rigitrack. Deci avem 3 tractoare de la Rigitrack, se pare. Și ăsta ar trebui să fie cel mai baban la 105 cai putere. Nu avem posibilitatea să-i mărim puterea, dar... Cred că vedem că puterea e direct proporțională cu lungimea capotei. Avem așa 40 de km pe oră viteză de transport, trelleborg, Michelin și Mitas. Frumos. Avem standard, twin wheels și standard. Mi-aș fi dorit și... avem și Nokian-uri, mă! Ce a vorbit, băbeiță? Cred că și ăsta are direcție față-spate, din moment ce... Nu, ăsta n-ar trebui să aibă direcție față-spate, nu o văd aici. Ba da, are direcție, nu cred, unul de 150 de cai putere are direcție față-spate. That's nice, twin wheels. Sunt curios dacă la roți duble mai avem direcție față-spate, hai să vedem. Și posibilitatea să punem front loader, ce tare! Închiriem pentru 6.000 și putem schimba culoarea în ce vrem noi. Nice! Ia să vedem pe asta. Da, avem direcție față-spate și la astea. Păi astea sunt, cred eu, cele mai tare lucruri. Tractoarele electrice și astea care au direcție față-spate. Astea mi se par geniale. Că le poți pune pe orice hartă de asta mai micuță pentru că ai manevrabilitate la maxim. Uite, aici avem și un ecran, se pare. Puteți să uităm pe YouTube, se pare. Nice! Detaliat ca naiba, vă dați seama, atât pe interior cât și pe exterior. Tot așa, lumini,
cu Doldora și ăsta are într-adevăr un Dita mai motor aici, nu știu, are o capotă foarte, foarte pronunțată. De la volan, ăsta mi se pare că se vede extraordinar. Practic, cred că mai bine ca cealaltă, stâlpii lateral mi se par mai subțiri și pot să văd foarte mult. Ăsta îmi place, ăsta îmi place. De-abia aștept să folosești pe ăsta. Stâng cântat de toate, ce să mai... Nu știu exact ce facem noi cu ăsta micu, dar cealaltă chiar mi se par practice. Ăsta nu avea direcție față-spate, da, ăsta e singurul care nu are. Și nu cred că l-afectează că am luat roți duble, dar se vede de pe aici că nu are direcție față-spate. Bun! Următorul tractor nu este un tractor, este un utilaj de la Linder cu care noi am jucat până acum, îl găsim la MISC, adică la Ecoleașa. Alpine Farming Pack costă 153.000 de euro și se numește Unitrack 122 L-Drive. Este electric din câte știu eu, dar vedem. The Linder Unitrack is a carrier vehicle. Special attachments allow you to do different tasks. Ok, hai să vă arăt ce înseamnă asta. Vine cu 122 de cai putere și viteză de 40. Eu am luat acest vehicul sub formă de mod și bineînțeles că nu era atât de detaliat, așa că acum să-l văd pe ăsta e ca și cum aș juca al joc. Culoare roșu sau portocalie? Bă, parcă mă știu ăștia de la Giants. Bă, parcă mă știu, îmi dă portocaliu la fiecare utilaj. Și așa avem configuration standard sau front hydraulic. Putem să avem tiranți frontal și hidraulică, să punem un mower. De exemplu, dacă dorim, avem roții de la Mitas, Trelleborg și atâta. De la Trelleborg avem posibilitatea de white tires dacă dorim și de asemenea twin. Wow, asta e interesant. Fuck it, luăm twin și frontal nu vreau deocamdată hidraulică. Închiriem pentru 7.000. Hai să închiriem pe doamna Linder aici și de asemenea o să luăm și niște atașamente. Uite, are și, oho, hidraulice frontale, ok. Bă, dar zici, pe bune, acum detaliile sunt sub orice critică. Acum mă supăr un pic că nu avem detaliile astea. Uitați-vă și voi un picuț așa, în față, câte detalii sunt. Mă supăr că nu le avem și cealaltă DLC-uri, știi? Avem cuplaj pe spate, lumini la discreție, deci avem lumini de doamne, doamne. Ia să vedem. Pac, astea sunt poziții și faruri. Avem proiectoare pe spate, alea două de sus de acolo. Și mai avem fază lungă, ia uite, încă patru sus colea. Genial. Bineînțeles că avem semnalizatoare pe toate părțile, inclusiv pe oglinzi. Ia uite, pe față avem 4, lateral 2, spate 2, se pare. Și a, ce tare face din girofar. Deci nu doar că face din girofar, ci face și în spate din semnalizatoarele astea, LED-urile astea care blinkăre. Ce tare. Asta e o chestie într-adevăr interesante. Direcție față-spate. E, la asta nu m-am uitat, că nu mă așteptam, sincer, să aibă direcție față-spate. Vizibilitatea excelentă, n-ai ce să faci, n-ai ce. Avem stâlpii care sunt foarte subțiri și poți să vezi 360 foarte, foarte bine, inclusiv în spate, că avem și geam în spate. Gorgeous. Lol, avem și centru de siguranță, se pare. Wow, uite, poți să văd și roata, așa că poți să văd cum mă încadrez în spate. Ce tare! Acum, rămânem în el pentru că o să ne mai luăm câteva atașamente pentru acest Linder. Ăsta vine cu una, două, trei, patru. Vine cu patru atașamente puse cu categorii diferite. Avem așa, la manure spreaders avem unul. Adică ăsta. Și zice că merge cu Unitrack 122 drive-ul, L-drive-ul. Duce și lime pentru că am eu un mod instalat care orice remorcă de maniuri duce și lime. Dar așa de obicei ea nu duce lime. Ok, culoare metalică se pare. Și avem viteză de lucru mare, atenție, 17 km pe oră. Ce face asta? Împrăștie niște îngrășământ de grajdi. Asta face. Avem capacitate de 3400 de litri se pare. Îi dăm un list să stea să o vedem. Și de asemenea o cuplăm. Cu ăsta, practic, opa, nu știu dacă roțile duble o să-mi pună o problemă. Nu, cred că e făcut utilajul astfel încât să pot să intru cu roțile. Dar e dificil. Hai să modificăm roțile. Bă, dar ce fain arată. E super mega detaliată. Adică versiunea pe care eu aveam în seria mea de Farming Simulator nu era atâta. Man. Ok, nu putem să o modificăm. N-avem, pentru că e împrumutată, de asta nu putem să o modificăm. Dar nu e problemă. Mai cumpărăm o dată de aici. Așa, o luăm pe asta. Orice e împrumutat, nu poți modifica. Așa, tată, și acum intrăm și noi un picuț mai ușor. Intrăm și cu roți duple, nu era o problemă. Doar că trebuie să te chinui un pic, să intri perfect. Venim în spate,
cuplăm și acum am făcut acest utilaj să fie de fapt un împrăștiator de caca. Pac, te-ai dus, ai făcut treaba și ca să-l schimbi, oprești, te dai jos, te duci și cuplezi altă remorcă. Ei bine, ce altă remorcă? Hai să găsim pe următoarea, care era slurry tanks. Nu îngrășământ lichid, ci de la solid de data asta. Îl găsim aici, un pic mai pe dreptuța, și ar trebui să fie cel mai mic din curtea școlii, adică ăsta. Cu el putem căra, bineînțeles, și apă. Și are lățime de împrăștiere de 10 metri. Se pare că capacitate 3200 de litri, viteză 17 km pe oră. Ok. Spreader plate, ia să vedem cum e ăsta. Bong! Nice, deci putem doar să luăm așa pentru a căra pișălăul sau putem să adăugăm o drăcie de asta care o să ne permită nouă să și băgăm în sol îngrășământul. Închiriem pentru 1700 și ne-a ajuns cu opțiunea asta de plus 14.000, ne-a ajuns în total la 34.000 de euros. Bă, cam scump! Bă, cam scump, atâta zic! Cam scump! Hai că ușor-ușor ni se aglomerează parcarea aici. Și ăsta tot așa, băgăm jos. Jap! Aude și ăsta cât de detaliat e. Și dacă deschidem, nu o să ocupăm toată parcarea, pentru că lățimea e relativ micuță. Se pare. Dăm cu V-ul. Uite, cu V-ul pentru transport o poți lăsa așa dacă te întorci pe teren. Face așa, după care iar o pui jos. Îi dai cu B-ul și bagi în interior acest interiorul solului, bineînțeles, acest pișelău, care fertilizează pământul. Cu X-ul, pac, se foldează și cam asta a fost, extraordinar de detaliat, modificat și toate cele. Foarte frumos, foarte frumos. Hai să încerc să-l parcăm și pe ăsta în partea asta. Îmi place teribil de mult când văd un utilaj cu direcție față-spate. Pentru mine, chestia asta e un mare, mare plus. Oți. Ok, o să le parchești pe cealaltă aici. Următorul, tot așa, pentru Linder, îl găsim la Loading Wagons, se pare. Ok, hai să mergem la Loading Wagons. Și l-avem aici, coleașa. Aici ar trebui să avem unul micuțelu de la Alpine Farming Pack, 21.500 de euro. Ăsta are capacitate, se pare, de 12 tone și suportă atât paie, cât și fân, cât și iarbă, cât și ceaf, cât și silage. Deci le încape practic pe toate. A forage wagon collects grass, hay or straw, it can allow. Ok, bine. 20 de km pe oră viteza maximă și 70 de cai putere necesari. Din moment ce noi nu avem decât un singur vehicul care să folosească remorca asta, nici nu mai contenește. Nu avem posibilitate să o modificăm în niciun fel. Mă gândeam că poate, cine știe, la capacitate. Se pare că e foarte, foarte mică. Și cu asta cum fac? Merg cu spate? Ah, nu, tot cu fața mergem. Ok. Deci cam așa arată. Ce tare arată. Deci că, că merg cu o mică broască pe aici. Și practic, punem cu V-ul jos drăcia asta, dăm B-ul și colectăm. Asta facem. Mergem așa. Pac, 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 pac. Băgăm practic sub linter șirul de fie paie, fie iarbă. Și asta îl va colecta. Din nou, direcția față-spate o să te ajute să iei cam tot ce vrei. Verenices. Și mi se pare utilajul ăsta foarte comod de condus în realitate. Chiar mi se pare fain rău de tot. Hai să-l parcăm și pe ăsta tot așa în spate. Jap. Așa. Direcție față-spate. Ce vorbim aici? Ia uite. Hop. Și următorul, mai avem unul, un singur atașament. Este la MISC și este de fapt o platformă. Ok, să luăm aici la MISC și este platforma asta practic. Ok, este o platformă de 2000 de litri capacitate și ce băgăm în ea? Practic cam orice ne arăta. Ok, putem să băgăm absolut orice, se pare. Like literally orice. Ok, scurez dacă și utilaje am putea pune. Și atâta. Asta nu are niciun fel de altă opțiune, dar putem să îi creăm o extensie pentru încă 3500 de euro. Only 3 point hitch? Putem să o luăm și așa? Păi ce facem cu ea doar așa? Aaa, ca să-i adăugăm în spate drăcii de astea. Aaa, ok, asta-i tare. Fii atent, o luăm prima dată așa. Așa, că asta-i tare. Sau și cu asta. Ah, deci nu-i mai incapacitatea, ci adăugăm în plus o altă funcționalitate. Și anume, tiranți.
Îi băgăm pe spate conector de ăsta și astfel putem pune pe spate un mower sau orice, sau o balotieră, de exemplu, putem pune pe spate acum. Ce tare, taci că este interesant. Dar de ce aș lua varianta fără obloane? Adică de ce aș lua prima variantă și nu asta în care poți să și car ceva? Asta e un pic dubios, dar în fine. Deci acum avem conector pe spate. Asta e tare, asta e tare. Dar nu știu acum pe față ce am mai putea lua. Poate putem să luăm celelalte lucruri. Ia stai un pic să le testăm între ele. Că dacă putem ar fi genial. Cred că da și ne-ar adăuga cu... Dar n-are cum, n-are cum să meargă asta. Nu. N-are, dar n-avea cum. Ia stai să încercăm cu asta. Că nu înțeleg de ce aș lua... Nu, nici nu merge. De ce aș lua varianta asta când pot să iau aceeași variantă doar că cu obloane? Adică ce-mi scapă mie aici? Uite, ți arată și cum e conectat cardanul ăla. Interesant, interesant, avem și animații miștoace. Și bineînțeles, varianta pe care eu o consider cea mai practică, adică asta în care mai și putem căra ceva. Totodată putem conecta și pe spate ceva, vezi? Very nice. Mergem, pac, cărăm chestii micuțele și totodată mai și conectăm ceva. Da, ăsta merge. Cealalt nu cred că o să-l folosesc vreodată. Bun, și gata, am scăpat de Linder. Hai că ni s-au strâns aici ceva utilaje. Hai să vedem următoarele. Așa, acum avem la plug. Avem un plug interesant la plug. Este unul foarte, foarte mic. Așa, unde l-avem pe ăsta? Plaus. Și ar trebui să-l vedem pe acelișa. Alpine. Este vorba de ăsta. 1,2 metri lățime. Are decât 3 grape, din câte se vede. Mă, el e frumos, nu zic, e foarte detaliat. Doar că la 1,2 metri... Unde naiba îl folosim noi pe ăsta? Asta vă întreb eu pe voi. Unde îl folosim? Ia uite-l aici în toată splendoarea lui și îl putem lua și cu linderul dacă avem atașat pe spate acești tiranți. Ia să vedem aici dacă se și cuplează. Teoretic ar trebui să meargă, știi? Hats. Oare îl poate duce? And hats. Se pare că îl poate duce și ne putem face treaba cu linderul. Gata? Ia uite, te-am popat bobiță. Frumos! Avem posibilitate de a attach și fasten. Deci avem și două kingi în partea asta, dar obloanele nu le putem da jos, se pare. Ah, aia e. Hats? Dar, hei, putem ara cu linderul, ceea ce e interesant. E, într-adevăr, un utilaj multifuncțional. Așa, ce mai avem aici? Următorul utilaj este un cultivator, se pare, unde sunt cultivatoarele? Uite-le aici și bineînțeles că și ăsta o să fie extraordinar de mic, adică mult prea mic pentru a-l putea folosi. Oh, duce spre subsoiler, se pare, 3 metri de data asta lățime, 15 km pe oră viteza de lucru, doar 7500 ne costă cultivatorul ăsta. Nice! Cu un astfel de cultivator vine și harta atunci când începi pe ea prima dată. Uite-o aici în toată splendoarea sa, un pottinger mai detaliat ca niciodată. Very nice, very nice. Următorul, ia să-l vedem aici, este un disc, se pare, disc harrow. Hai să vedem unde Dumnezeul e ăsta, la disc harrows. Uite-l aici, un disc și... Ar trebui să-l avem tot așa. Curios că vine pus după alea mari. În fine, 16.000, Terra Disc 3001, 16 km, 17 km pe oră viteză de lucru și 3 lățime de lucru. Ok, asta merge mână în mână. Le vom testa pe toate și vom lucra cu ele când începem seria. Deci e drăcia asta de aici, bineînțeles, seamănă foarte mult cu ăla de acolo. Are câteva lucruri schimbate, ăsta mi se pare că are grape de astea tip subsoiler și astea mărunțesc mai mult. Ok, următorul pe listă este, de data asta o semănătoare se pare, Lion. Ok, hai să intrăm la semănători și să o găsim aici. Lion. Uite-o aici, Lion 303 plus Aerosem 3002. What the fuck, ce e Aerosem-ul? Probabil e partea de sus care... Ok, asta are un design mai ciudățel. Cât? Pentru o semănătoare de 3 metri lățime avem nevoie de 220 de cai pentru a o opera? Really? Și costă 40.000 de euro. Stai un pic.
No, asta pune, uite, seed planter, you can sow fields. Additionally, this machine offers the possibility to seed directly. Deci nu trebuie să cultivăm dacă o folosim pe asta. Nice. Și putem semăna de toate cu ea. 15 km pe oră, viteză de lucru. Hai să încredim și pe asta, alte opțiuni nu avem aici, ar fi culmea să avem la o semănătoare alte opțiuni. De la Pottinger. Bă, cam mulți cai putere necesită, cam mulți. E foarte detaliată, chiar avem și aici o scară, uite, ca să ne ajute să intrăm. Ia să deschidem partea aia de sus. O să bag Bührer-ul la înaintare. Ăsta are câțiva cai putere, dar nu unde ajungi și încât să opereze semănătoarea asta, clar o să nu. Ați? Poți să o ridice măcar? Se pare că da. Ok, și putem să dăm cover-ul la o parte și așa arată în interior. Aerosem 3002. Probabil aerosemul ăsta e de fapt sistemul de introducere al sămânței în sol. Și ea însăși, care face găuri și așa mai departe, este semănătoarea. De asta scrie acolo, plus aerosem. Ok, m-am dat pe spate, dar se pare că încă avem direcție. Am luat că Bührer-ul ăsta e un tractor cu capota foarte lungă. Dar iată, dacă bag viteză, nu prea mai am direcție. Bun, bun. Hai la următorul, care este... aici intrăm pe More. La More avem câteva chiar. Hai să vedem aici. Avem 4, se pare, la număr. Avem așa, Sepp Knüssel. F240, 12.000 de euro, un frontală, asta, ia stai să vedem, asta e frontală, ok, lățime 2.4 și mai avem de la Pottinger, și asta nu e tot frontală, tot frontală, doar că e de la Pottinger, probabil și na, 2.6 metri, ok, mai avem una tot frontală de la Pottinger, și de ce e asta? De la lățime, mă miram de ce Pottingerul ăsta Novalin 261 e la 12.000 de euro și de ce ăsta Novacat 301 e la 16, dar e din cauza lățimii, bineînțeles, de lucru. Avem 2.6 comparativ cu 3.1. Ambele merg la aceeași viteză de lucru, 22 de km pe oră. Ok? Și ăsta de asemenea mai merge, dacă îi dăm un lis, așa să le vedem după aia în toată splendoarea lor, ăsta, care era, mă? Astea două Pottingeruri merg cu Nova Disc 812, adică cu ăsta, merg conectate între ele. Ăsta costă 28.000 de euro și vine cu o lățime de 8.1 metru, un Pottinger. Ok, se pare că Pottingerul chiar face foarte multe utilaje. Ok, atâta la More, de la Pottinger cel puțin. Și le avem așa, drăcia aia, asta e nouă. Sepp Knüssel asta e nouă, pare foarte clasică. Pottingerul are un aspect ceva mai modern. Uite, avem chiar și lumină la Pottinger. Dacă asta e lumină, e interesantă treaba. Și ambele, atât asta cât și asta, merg conectate cu Pottingerul ăsta dublu, care de obicei vine plasat pe spate, pentru că avem totuși niște More grele. O să iau cel mai puternic tractor de pacilea. Și o să vă arăt cum le puteți conecta pe toate. Pe față, de exemplu, sau pe spate. Deci avem conexiune, nu ai. Aici ar fi trebuit să fie conexiune, what the fuck? Este dubios, de ce nu mă lasă să conectez acolo? Ok, bine, conectăm de aici. Și după aia trebuie să vină așa. Jap, asta cred că a fost greșit pusă, cred că nu trebuie să fie așa pusă invers. Și după aia astea ar trebui conectate între ele. Stau un pic, trebuia să le iau eu cu ceva? Nu trebuia să le iau cu nimica. Stai un pic, să o gândim. Nu, n-am cu nimica. Nova Disc 812, da? 812. Și ăsta merge cu Novacat 301. Novacat 301, păi da. Așa, și ar trebui să meargă conectate între ele. De ce nu mă lasă? E. Ok, asta e treaba dubioasă. Normal ar trebui să meargă. Stai așa, că poate le-am eu puse invers. Dar nu e că ăsta ar fi trebuit să meargă cumva pe aici. Și ăsta să meargă invers. Asta e dubiosus. Foarte dubiosus. În fine, poate îi dăm noi de cap.
Cred că le orientez eu cumva greșit, deși nu prea îmi dau seama cum aș putea să le, să le orientez mai corect. Dacă nu le băgăm așa, una frontală, una pe spate, dar arată că merg conectate una de cealaltă. Nu știu, îmi scapă mie aici. Vedem în serie cum se vor conecta una de cealaltă. Ați? Și am dat-o aici. Poate trebuie să nu inversez. În fine, în fine, vedem. Hai să trecem la următoarea, că mai avem aici și ne întindem cu videoclipul ăsta prea, prea mult. Următorul este un tether. De fapt, avem două tethere separese. Avem două tethere și avem așa, tot la Pottinger, ambele, Alpin Hit și doar Hit. Avem așa, la 19 km pe oră viteză de lucru și 4,4 metri lățime de lucru, e ca micuțelul să-și ia o lecușă, și l-avem pe ăsta mai babanul ăla, că la aproape 9 metri și tot așa 19 km pe oră viteză de lucru. Așa, pe ăsta nu le mai desfac, le vedem tot așa în serie, dar primul este foarte mic, ăsta 4, și ceva de metri, ăsta e mic ca naiba. Ăsta o să fie cel pe care probabil noi o să-l folosim. Tetherul este folosit pentru a întoarce iarba să fie uscată, pentru a deveni fân, în caz că vă întrebați. Următorul utilaj este un windrower, doar că o să vedeți că arată un picuț mai altfel decât celelalte windrowere. Este fix, avem două separe, două windrowere avem? Da, avem două windrowere. Wow! Avem trei! Avem patru! Avem patru windrowere, fii atent. Hai să luăm pe toate. Îl luăm pe ăsta pe favoritul. Ăsta pare ușor de transportat. Sip favorit, putem să schimbăm culoarea separese. Așa, mai avem unul de la Sip Colea, R300F alb, cu niște plexiglas aici, se pare. A, ăstea îmi plac. Când vedeți un mor cu bandă de asta, e superb. Îți lasă decât în... E fain. Îți lasă pe o parte, nu îți lasă în mijloc. A, și mai avem un Pottinger, de fapt două mai exact de la Pottinger, cu niște, nu știu, astea par niște designuri de avioane de la când s-a inventat prima dată avioanele, știi? Adică e, așa mă duce cu gândul. 3,4 metri lățime, micuț. Micuț ăsta de la Pottinger, foarte micuț. Și mai avem încă unul la 5,9. Mediu. Avem wide tires, deși diferența este minusculă și standard, bineînțeles. Hai să le vedem aici. Mai avem altele? Nu mai avem. Astea au fost. Prima dată ăsta, cel mai micuțel, windrower. Ăsta sunt curios cum se desface. Stai așa că sunt foarte curios cum se desface. Și linderul pe care îl voi lua acum, cu ăsta vom face probabil foarte multă treabă în noua serie. Cu PlayStation. Aoleu, stai așa că trebuie să mă întorc. Vezi, asta zic că normal și normal la magazin. Uite, aici am eu problemă. Aici am o problemă și cred că aici le-a scăpat celor de la Giants treaba asta. Și anume, ăsta vine cu cuplaj în partea asta spre clădire, pe când ăsta și ăsta și mai multe vin cu cuplaj înspre stradă. Joacă pe asta. Vezi? Normal nu ar trebui să fie random, ar trebui ca toate să aibă un rost, un sens. Așa, și vreau să-i dau drumul să vedem cum se prezintă. Deci nu se desface sau ceva, atâta e. Ia uite. Pac, și cred că las fix pe stânga unde am chestia asta neagră. Vezi? Și doar merg, pac și strâng. Este un concept destul de simplu, dar hei, dacă funcționește, nu mai e simplu. E perfect. Așa, și mai avem câteva aici pe care tot așa nu știu dacă o să le folosesc, că ăsta e foarte ciudățel aici. Deci știi că e un cărucior cu o aripă. Arată dubios, arată foarte dubios. Hai să vedem următoarele. Hopa, hopa, avem trei loading wagon-e. Bro, really? Avem un nou Euroboss. Wow. Wow. Eurobossul era cel mai ieftin loading wagon atunci când începea o serie și se pare că acum avem trei iautele. Ăsta, ăsta și ăsta, cu excepția atașamentului de la Linder. Avem 30.000, 45.000 și 70.000, 16 tone capacitate, 20 și 26. Hai să luăm pe fiecare parte, cred că sunt similare la design, doar diferă dimensiunea. Toate sunt de la Pottinger. Așa, mici schimbări la roți, se pare. 20 de km viteză de lucru și aici toate trei au 20 de km viteză de lucru, se pare. Ok, ia uite-le aici în toată frumusețea lor. Avem prima dată cel mai micuțel Pottinger, adică ăsta.
Ok, asta probabil e pentru tractorul ăla electric mic. Avem Eurobossul, care e cel cu care noi am jucat de foarte multe ori, e între ca și dimensiune. Și acum, în sfârșit, avem și noi o variantă ceva mai mare, Pottinger Faro, care are capacitate mai mare. Aproape 30 de tone capacitate. Foarte frumos, la asta o să ne trebuiască, dar chiar, câți cai putere ne trebuiește la fiecare? Avem necesar 60, 90 la Euroboss și 130. Deci, pentru Pottinger Faro, vom folosi tractoarele astea două mari de aici, de peste 150 de cai. Deși unul dintre ele mi se pare că nu are 150, dar cred că o să meargă. Deși nu la deal. La deal trebuie să bagi clar 200 de cai, ca altfel viața ta o să fie nașpa. Ce să mai? Așa, ce mai avem aici? Mai avem două balotiere sau presi de balota, dacă vrei să fii și mai politică de corect. Avem, ia să le vedem cu alea. Eu am foarte, nu, stai așa că am intrat la Animals din greșeală. Și aici le vedem cu alea. Impres la 66.000 și 110.000 varianta de baloți dreptunghici. Asta face baloți rotunzi, DAP, asta face baloți rotunzi și face atât de fân, paie, cât și iarbă. Hai să o închiriem. Nu avem posibilități de a modifica, dar la balotiere de obicei nu avem. Impres Pottinger 110. Curios că nu... nu, stai puțin, că asta nu scoate... Asta scoate drept. Nu, tot rotunzi scoate și asta. Interesant. Tot rotunzi... Eu am văzut-o mai lungă și de obicei presele de balotat care scot baloți dreptunghici sunt mai lungi. Dar nu, se pare că asta e mai lungă din cauza că și înfoliază. De fapt, despre asta e vorba. Și uite, avem niște texturi interesante noi. Ok. Dublu ax pe spate. Mai, da viața mai. Mă doare capul ce e aici. Mă doare capul. Avem posibilitatea de a schimba roțile, Michelin și Trelleborg. Și la Rapper Design avem standard sau with bale on end turner. Mamă, ce-mi place treaba asta. Ce vedeți voi aici, bale on end turner, înseamnă că e un băț aici care se desface cumva și după aia, după ce balotul va fi creat și e înfoliat, când îl dă jos, îl va întoarce pe partea plană. Astfel încât când faci baloți pe un spațiu înclinat, cum 3 sferturi din harta asta este, adică spațiu înclinat, nu o să ți se rostogolească balotul în jos, pe, mă rog, de pe deal în vale. Și chestia asta ajută practic să împiedice treaba asta. Deci genial conceptul. Hopa, nu mai avem loc la shop, se pare. Deci ăsta este cel rotund. Hai să mai mergem, să mai mutăm din ele. S-a părut că mi s-au oprit aici niște marturi. I'm like, what? Așa. Putem să o și desfacem. Așa. Asta face rotunzi, dar ce tare! Deci e foarte încapsulat toată treaba și cred că se deschide cu totul atunci când când facem balutul, evident. Foarte interesant. Are o grămadă de cuplaje pe aici prin față. Like, nici eu nu știu ce fac majoritatea. Hai să luăm și pe a doua pasta mare, de care sunt eu entuziasmat, pentru că dacă facem iarbă, evident vom înfolia. Adică nu stai altfel decât înfoliezi. Așa, și pe ăsta îl vedem acilea. Ok, nu e atât de mare, mi se părea un picuț mai mare, mai ales că având aici axă dublă, mă gândeam că e ceva mai mare, dar se pare că nu. Avem și texturi semi-transparente care probabil ne împiedică să intrăm acolo să nu ne rupem mâinile. Ok, interesant ăsta, de-abia aștept să-l folosesc, eu folosesc foarte des balos de genul ăsta. Very nice, very nice. Hai să trecem la următorul. Avem o platformă la misc, se pare. O să-l dau pe asta mai încolo. Jap. And job. Știu că e simulator, dar hei, trebuie să fac loc, ok? La misc avem aici cu alea așa, M-Hal. Aș putea să-l citesc M-Hal. Și avem o platformă micuțică, ok. Ăsta e de la Alpine, da? Ăsta e de Alpine. Se pare, nu avem modificări. 6.000 de euro ne costă, 300 să o închiriem. Destul de micuțică și cred că ne lasă în spate... Așa, se iau tot tractorul ăsta pentru a o cupla. Cred că se lasă platforma din spate și acționează ca și rampă să urcăm diferite vehicule. Adică mă gândesc că ăsta este motivul pentru care e atât de mare. Broski, ce tare! Deci nu doar că... păi bine, mă! Nu doar că se lasă rampa, ci se și ridică platforma printr-o hidraulică.
Bro, frumos. Asta e impresionantă treaba. Hai să luăm pe ăsta că nu are rost duble. Rostele duble nu încape lățimea platformei astea. Să vedem că încape. Cine știe? Ia. Yeah. Încape un tractor. Aici, oricum, ăsta e tractor de dimensiuni relativ mici. Abia încape, dude. Abia încape. Așa. Și pe aia dăm un X din nou. I-am pus și chingile. Doar să fim în siguranță, ok? Doar să fim în siguranță. Băi, foarte tare platforma asta. Nu știu cât de mult o voi folosi, dar e interesantă. Mai ales că nu costă chiar atât de mult. Mai ales dacă vrei să o închiriezi, nu costă decât 300. Avem punct de cuplaj în spate? Se pare că nu. Dar, din nou, multe lumini, multe și multe detalii. Boecman.com. Oh, ce jante are coaie! Bro, jantele sunt next level shit. Mă place, mă place cu jantele alea. Hai să vedem ce mai avem. Gata! Am ajuns la final, nu pot să cred. Am ajuns la final. Astea sunt toate utilajele cu care vine DLC-ul Alpine. Ia uite-le acolo. Toate sunt de entry level, cum ar veni, adică sunt de dimensiuni mici. Merg pe toate hărțile micuțele, dacă vrei să faci, dacă stilul tău de joc include a face recolte mari, babane, d-astea gen cantități industriale, clar nu e pentru tine DLC-ul ăsta, decât dacă vrei harta, bineînțeles. Dar utilajele cu care vine nu o să te mulțumească prea mult. Dar dacă îți place să joci pe hărți mai reduse și să faci treabă cu utilaje nu peste 300 de cai putere, e bine, astea sunt perfecte. Îmi place că ne-a băgat foarte multe versiuni, adică avem multe more, avem 3 loading wagon, niciodată n-am primit 3 loading wagon. Very nice. Și tractoare, mai ales că sunt și electrice. Acum cu electricele, nu știu, o să trebuiască să le testăm în seria noastră de farming, să vedem dacă într-adevăr au o putere de tractare mai mare la deal decât cele motorizate. Voi lua tractoare cu cai putere similare și vom vedea dacă urcă mai bine sau dacă trag mai bine și așa mai departe. Din nou, în descriere aveți link-urile către acest DLC și nu uitați că pe Eneba este cu 5 euro mai ieftin, mai ales dacă folosiți codul BARBAN. Atunci mai obțineți câțiva cenți în plus acolo. Spuneți-mi în comentarii părerea voastră despre utilajele astea, dacă vă plac, dacă ați jucat cu ele și de ce nu, dacă nu vă plac și ce ați fi vrut să vedeți de la ei, ce firme ați fi vrut să vedeți și ce credeți că s-ar potrivi pe harta asta pe lângă utilajele astea, pentru că seria noastră o să fie stufoasă și evident va trebui să băgăm și alte utilaje. E bine, sper că v-a fost de folos și până data viitoare v-am salutat. Pa, pa!